Ah, că m-ai încurcat. Mă, stai așa. Dimineața, nu am încheiat vlogul aseară pentru că am vrut să-l continui a doua zi pentru că cât de pentru, nu pentru că, Da, ideea e că nu am filmat atât de mult iar m-am axat mai mult pe partea cu fanul și cu drona. Am văzut că mi-am cumpărat efectiv sunt nebun numai la clipuri pe YouTube, la tips and tricks, la tot felul de tâmpenii cum să o controlez, minuni. Și am înnebunit, da. Acum editam puțin. Eram aici la editat, ăsta e vlogul, un vlog din Phuket, da. Din Phuket e. Cu maimuța la voi, când primesc asta deja voi l-ați văzut de mult, acum vă pun un link în descriere. Și mi-a scris acum Cristina și de la Goștea Crispul Cernei că să mă duc la ei acum că s-au trezit ei de obicei. Și trezesc pe la 11-12 să mă înțelegi și acum e ora 9, deci sunt foarte matinale astea. Ideea e că nu mai avem mult de ținut scutere, avem până pe la ora 2 și după aceea trebuie să le ducem înapoi, adică la Monchirent. Și încercăm să profităm de timpul ăsta să, la maxim. Hai, let's go! Lacătul ăla mea câte 2 minute din viața mea. Mă place? Ce zice tipul aici? Deci cum să pui anunțul ăsta în lift? Deci ies printr-o parcare, după care pot să continui prin parcare până în capăt, ca apoi să ajung la ieșire unde mă îndrept spre scute. Sau mă duc în partea dreaptă. Oricum aceste minunate scări, care altfel nu am cum să le numesc, și ajung aici la minunata mea piscină, pe care nu am folosit-o absolut deloc, nici nu știu cum e apa. Dacă vrem să fim mai șmecheri, mergem sus și ce găsim sus? Surpriză! Uite ce găsim să avem dita mai toboganele, dar din nou surpriză. Uitați cum arată toboganele și apa, deci nu putem face nimic. E sub orice critică. Bine că aici mai scrie că putem folosi intrările cu tare, cu tare. Uitați cum arată. E vai mama lui. Da? Ce spuneți? Mergem să facem baie aici? Da. Hai. Continuăm drumul spre scooter. Să vedem ce face scooterul nou. Glumesc, stau ce naiba să facă. Acum că mă duc spre scooter, mi-am amintit că am făcut și accident cu el și nu știu dacă v-am zis. Dacă v-am zis aia, dacă nu, vă pun un link în descriere sau aici într-un colț o să vă apară o chestie, dați click pe aia și vedeți despre ce e vorba. Hai să vedem din toate scooterele astea care e al meu. Eu cred că deja îl văd. Și ne oprim la cel mai jaf, mă rog, unul din jafuri. Ia asta, ia uitați, se vede că a fost și bușit. Câți kilometri are, mă? 5-6 de mii. Îl pun. Bine, în realitate nu știu dacă sunt doar 5-6 de mii. Probabil deja e dat de mult peste cap, dar cine știe. Hai, să plecăm. Hai, dăm. Ce mult ai vorbit. Știu, eu... Nu poți să vorbești atât de mult. Nu știu, încă mi-e somn. Dar n-ai prins și partea asta. Hai, hai. Deci ne ia 45 de euro de lei să ne plimb pe oră. Da, vezi cum o zici.
Și noi te-am 30. Un lucru pe care trebuie să-l faci în Josh Town este să te plimbi cu rickshaw. E rickshaw, da. Cu 45 de lei pe oră. Da? Da, de... Eu vă aștept aici, duceți-vă, bă. Am venit puțin prin Josh Town. Vreau să ne plimbăm cu... De ce am lăsat asta? Nu, nu, eu nu vreau să mă plimb cu chestiile astea, vreau să... Vrem! Mă, dar nu se vede acum. Vrem să ne plimbăm cu... Trebuie să tai. Bun, deci am venit și în Georgetown să vedem street art-ul ăsta de pe aici, că și chiar fi o grămadă de locuri super faine de văzut. Ia uite de ce am dat aici. Edita mai templu. Efectiv e ca un loc secret, nu... Nu vezi, da. Wow, uite așa asta din spate. Mamă, și cât de detalii are, câte detalii are pe desenele alea. Nu e ăla, că l-ai pe partea alaltă. Străduța am intrat, mamă, cât de frumos e aici. Ce au ăștia aici? Ah, uite, cocoși. Nu se vede. Mamă, ce mișto e străduța asta. E ascunsă, nu prea o vezi așa. It's like natural juice. Ok, this is super, ok? You understand?
Mango lassi is like this. Mango juice is like this. Mango juice. Mango juice. We have only one picture here. Yeah. How do I know what is this, what is this? Mango juice is yeah, from mango. What this is not from mango. What do you want? I want from mango. This one. I want from mango. Hold on. Don't worry, eh? Okay. I will change, okay? Okay. Don't worry. Mango lassi, good. Mango lassi. Now mine. De ce a spuneai ce ați pățit aici? Primul magazin, primul restaurant indian, unde am fost complet dezamăgit de mâncare, de fapt că am cerut shake de mango. Și ne-au adus, nu știu ce e, dar nici măcar gust de mango nu are. Cred că Dragoș e total dezamăgit. Deci o porcărie, absolut o porcărie. Primul restaurant. Cam mega juice, ok? Spuneți-mi voi că fata aia nu-i frumoasă. Am dreptate sau nu? Problema e că e indiancă. Hai că Cristina îmi încearcă acum dulciurile mele. Da? Bun, ia și din aia la altă. Stai că am aștept. Pune tu. Pune acolo. Da. E bună? A, perfect. Super, deci nu mor. Mersi. This is prima care. What? Am. Okay. Full. Okay. Ia, frate, am vrut să ne ia bani în plus că și am făcut poze. Pentru motorină, da. Pentru benzină. Bă, ce am? It's like this. Okay, okay. They don't give me full. And this photo is almost from 26.